Hei, salutare gâzelor, eu sunt Gâza Magică și bine m-am găsit la un nou episod din Five Nights at Candy's 3 demo. Mi-am propus într-un final să fac și acest joculeț, deoarece, să fim serios, l-am făcut pe primul, l-am făcut și pe al doilea, de ce nu să-l facem și pe al treilea și după cum am spus, este doar varianta demo. Deci, varianta full se va lansa probabil peste o lună sau cea de genul, știu că Emil Mako, creatorul jocului, încă lucrează la acest joc și pot să spun că este unul dintre cele mai bune Five Nights at Candy's după mine, mai ales că este luat după mecanica, după jocul Five Nights at Freddy's 4, bineînțeles este un fan-made și hai să vedem aici despre ce este vorba, dacă vrei să puneți pauză la videoclip. Citiți toate aceste, cum îi spunem, toate aceste instrucțiuni. Eu știu în general ce se petrece în joc, deoarece am dat un ochi pe YouTube. Tot ce trebuie să faci este să ții flashlight-ul în fața lui Red. În demo, adică în prima noapte și presupun că și în a doua noapte, nu sunt sigur câte nopți sunt în acest demo, l-avem doar pe personajul de Red, varianta Nightmare. Așa că aici ne informează de faptul că la acabare Red în față trebuie să-i dăm cu flashlight-ul față de FNAF 4, unde trebuia să închizi ușa. Îți poate apărea sub pat, asta ce se pare cam creepy. Și ne spune de un fel de music box aici în care putem să-i dăm play. Bine, nu este un music box, mai degrabă este o casetă în care poți să dai play, astfel îți va cânta o muzicuță pe fundal și va trece noaptea mai rapid. Ok, gata cu vorbirea, hai să trecem de la joc. Click here to begin. Hai să începem acum. Prima noapte, să vedem cât de grea va fi prima noapte. Sper să fie mai mult de o noapte și sper să se aude bine jocul, inclusiv eu. Și păzitul acela pe fundal, sper să nu se aude. Aici face referire la Markiplier, din câte văd. Ok. Ursulețul ăsta seamănă cu avatarul lui Smike de la profil, deci cred că e o referință și la el. Pony, robotul acela. Ăla e Markiplier, da? Să vedem. Aceasta este muzicuța de care am vorbit. Mă, că de creepy poate să fie. Și ne jucăm cu băiatul acela de... asta face referire la Those Nights at Rachel's. Nu, ce a fost acolo? Îmi place muzica asta. Putem să ne uităm sub pat? Ceea ce cam pare cam creepy. Terror, nu-mi dă un jumpscare. Am auzit ceva. Nu cred! Cât de creepy se uita el acolo! Ok, pot să spun că jocul e foarte bine realizat din punct de vedere horror. Bine, pune-te obișnuie și din asta e altă fază. Am auzit ceva. Nu. Please, nu. Ok. Ok. Bun, băieți, vreau să vă informez de faptul că cuvintele Sister Location, FNAF și probabil și FNAC vor fi interzise pe canal, astfel încât eu am blocat acele cuvinte. Ok, am văzut ceva acolo. Am blocat acele cuvinte astfel încât să nu le mai poate vedea nimeni, inclusiv eu. Deci, dacă pui un comentariu cu, de exemplu, a apărut un nou teaser sau a apărut Sister Location, eu nu-l pot vedea, nimeni nu-l poate vedea decât tu. Am făcut asta pentru că nu mai vreau să văd persoane în comentarii care să mă informeze un lucru de care îl știu deja. Deci, mi se pare enervant faptul ăsta și... bineînțeles că o să se simtă persoane de genul. Nu mă aștept pe copii de mai mult de, nu știu, 7 ani. Fuck this. Oh my god. Creepy. Dar nu pot spune că e mai creepy decât Aulus.
Where are you, Red? E supat. Nu. Oh! Oh my god! Nu cred! Cât de creepy! Nu-mi dă jumpscare, nu-mi dă jumpscare! Oh my god! Repete la muzicuță. Nu mai pot? Ah! Oh! What? Cum? Nu cred! Deci nu cred! Ce jumpscare a fost ăsta? Oh my god! Dar de ce? De ce? Red? Doar am apăsat pe muzicuța aia. Ok. Okay, voi încerca o dată, apoi vom face un nou episod, ca să nu fie așa scurt această serie, așa scurt această serie, pardon. Vom mai face un episod, în caz că nu reușim în episodul acesta. Ok, să ții minte să mai apăs pe chestia aia, că e cam... cam... cam rău. Rat, nu te apropiam. Ce liniștitoare este muzica asta, nu e așa că vă liniștește și sunetul de ploaie, totul e foarte bine. Dar ce să se întâmple într-o cameră unde sunt tot felul de jucări? Uite ce cute. Dar ce să se întâmple, oameni buni? Adică de ce s-a întâmplat ceva? Sau asta, ok, n-ați văzut nimic, este doar o iluzie. Acela n-a fost un șobolan monstru, da? Și acum sunetul de ploaie. Ok. Ok, mi s-a părut, nu a fost nimic acolo, adică, să fim serioși. Cine poate fi într-o cameră? Ok, Rat. Where are you? E supat. Bun, mi s-a părut. De fapt, scrie câte ceasul, să câte ori am, numai că nu văd eu de acțiune în mirilis. E foarte intens, este foarte intens. Doar faptul că nu știu când s-a supat. Nu? Oh my god, cât de fucking creepy asta. Ok, totul e bine și frumos. Nu are ce să ne sperie decât un șobolan nightmare. Unde te afli tu, pleacă de acolo, te rog frumos. Ok. Presim că voi primi un jumpscare destul de urât de la șobolanul ăsta. Oh, salut! Ce faci? Ei bine, ai dat o vizită pe la mine? Ei bine, nu te primesc, nu primim cu Colindu! Trebuie să fiu foarte atent să aud ceea ce se întâmplă în jur. În jur! Ah! Ok! A bătut în geam! Tocmai a bătut în geam! Ok, cât de rapid era de data asta. Fără jumpscare, fără jumpscare, te rog. S-a băgat cumva supat. De ce liniște? De ce este... Ah! Ok, nu mai! Mi-a ajuns, băieți! Ei bine, dacă vreți următorul episod în continuare, hai să strângem peste, nu știu, hai o minim 700 like-uri. Voi ține cont de like-urile voastre, orice like contează, doar ce voi hotărâi eu la câte like-uri vom face în următorul episod. Minimum este 700 like-uri dacă vreți să continuăm o serie. Eu am fost Gâta Magică, pe data viitoare.